Capitala a evitat la limită intrarea în incapacitate de plată. După zile întregi de negocieri, Nicuș Ordan a ajuns la un consens cu liderii USR Plus în privința bugetului, care au anunțat că toți consilierii generali ai formațiunii îl vor vota acum. Pentru asta însă au fost eliminate o parte dintre venituri și tăiate cheltuieli pe care USR le considera umflate. Sebastian Zacman, realizator Insider Politic, este la Primăria Capitalei și ne explică ce înseamnă această tăiere de venituri. Sebastian, bună seara! Care era bugetul propus de primarul general și cât va fi el acum? Bun găsit, Marius. Inițial, primarul general Nicuș Ordan propusese un buget al capitalei estimat la 6,9 miliarde de lei, o sumă pe care liderii USR Plus au catalogat-o ca fiind nerealistă, ba mai mult, foloseau chiar termenul de populistă. Ulterior, între Nicuș Ordan și liderii USR Plus, vorbesc aici de Vlad Voiculescu și de viceprimarul capitalei Horia Tomescu, s-au purtat mai multe runde de negocieri, până la urmă, aseară, de fapt, azi noapte, târziu, a ieșit fum alb, s-a ajuns la o variantă de compromis. Mai exact, Nicuș Ordan s-a angajat să taie numai puțin de 1 miliard de lei din bugetul propus inițial. Și acum să vorbim puțin de unde vin aceste tăieri. S-au tăiat numai puțin de 600 de milioane de lei dintr-un foc de la capitolul fonduri europene, bani care erau prevăzuți inițial pentru proiecte de infrastructură, proiecte de infrastructură care, iată, au fost amânate pentru anul viitor cel puțin. Însă, în ședința Consiliului General, primarul Nicuș Ordan le-a dat asigurări bucureștenilor, le-a promis cetățenilor din capitală că marile proiecte din București, vorbesc aici de prelungirea Ghencea și de pasajul de la doamna Ghica, vor fi terminate. De asemenea, și proiectul din Pantelimon, privind pe acea parcare imensă, va fi și el dus la bun sfârșit anul acesta. Per total, s-a ajuns la un consens în care bugetul capitalei este acum estimat la 5,8 miliarde de lei. Chiar în acest moment se desfășoară o ședință a Consiliului General aici, la Primăria Capitalei, cu un rezultat cunoscut deja, dinainte știut. Bugetul Bucureștiului va trece cu voturile consilierilor PNL, USR Plus și PMP. Doar socialdemocrații se vor opune astăzi, însă ei nu pot să strângă o majoritate de blocaj. Chiar dacă am trecut peste acest hop al bugetului, conflictul dintre Nicuș Ordan și Vlad Voiculescu va continua. Săptămâna viitoare, din informațiile mele, cei de la USR Plus au programat deja o ședință extraordinară în care vor decide dacă vor susține în continuare proiectele lui Nicuș Ordan sau dacă vor trece în opoziție.